Împreună pentru un oraș curat. Am revenit în studio alături de domnul profesor, doctor, director al colegiului Virgil Margearu, domnul Petre Ciungu. Domnule profesor, ne rămăseserăm la nevoia de, de mirare și mi a spus ceva înainte de a intra în emisiune, că matematica, dacă ar fi privită prin prisma manualelor de acum, care sunt seci, anoste, uh, ușor scorțoase, dacă ar fi schimbate și ar fi legate de povestea uh, celui care a creat o teoremă, credeți că ar ajunge mai repede la sufletul? Sunt sigur. Copililor? Eu mi-aduc aminte, în primul rând, de istoria care o învățam eu în clasa 5-a, când începea cu Comuna Primitivă și erau o grămadă de poze cu peștele, cum erau îmbrăcați cu pieile de animale. Și erai curios, iar Bă, ce vrea să facă, ce făceau ăștia atunci, că uite noi acum ne tremurăm de frig și cu paltonul pe noi. Și îți trezea curiozitatea să vezi ce se întâmplă, așa și cu manuale de matematică, asta părerea mea. Pentru că toate lucrurile din matematică sunt făcute de niște oameni mari. Teoremele, problemele propuse, problemele rezolvate, sau așa ar trebui să fie, de oameni care. Așa. Atunci ar trebui, ca despre oamenii foarte mari, să se scrie câteva lucruri. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta de unde a venit el. Eu, în manualele noastre de liceu, spre cel puțin la tehnologii, dar nu știu celelalte, dar nici la gimnaziu, nu se vorbește despre Solomon Marcus. Nu s-a vorbit de Moisil decât că a fost ziua lui, o ziua nașterii, sau ziua, nu mai știu, acum câțiva ani și am făcut un moment Moisil, pentru că și el a fost un uh, tip tot... Uh, Stațină de, de ADN-ul românesc. Deci, Din da. foarte bine că personal. Da, copiile... dar ar putea să fie, ar trezi curiozitatea și să vezi nu se juca un mare matematician când era ca ei. Cum a învățat el matematica? Că doar nu i-a băgat cineva în cap, bătuiești cu matematica toată și da, gata, nu mai Insistați e. pe latura aceasta a poveștii. Deci oare, oarecum, de oarecum da. poveste, pentru că dacă, sigur, dacă, nu stratifice. transformi în ceva ceea ce dorea în și maestru da. Solomon Marcus, ceva care să-ți atragă, să-ți să creeze întrebări, să te miri de ceva, să te miri cât de mare a ajuns omul ăsta și prin ce a trecut și el, că sunt alții care au dus-o greu și au ajuns mari. Ați au fost în războaie, foame, te și mai de boli și au ajuns oameni mari. Deci dacă nu vezi ceva să strezească, cum am putut să creeze un astfel de om când și tu ai alte condiții și nu faci nimic? Atunci, poate că din 100 de indivizi, 10% își pun problema. Că 2. Sigur. A, continuăm cu decalogul. Continuăm, sigur. sigur care vei. ar fi următoarea deci, după, după nevoia de întrebare și de mirare, ar fi nevoia de îndoială și de suspiciune. Puțin mai complicat. Când apare Noia. îndoiala? Păi apare, știi, să vă dau un exemplu popular, așa zicem. Când încep să te îndrăgostești, după părerea mea, și spui mereu problema, oare? mai pe mine mă iubește. Oare? Mai e un alt băiat care o curtează. Și de mici sunt copii, Ați văd că de mici spun problemele astea. Deci apare îndoiala asta în modul cel mai simplu Sigur că uh, explicat da. de mine. Dar sunt îndoiel, cu dacă ești un om care îți dorești un, o, o, forma, o, for, o formare serioasă, îndoiala apare în multe dintre lucrurile pe care le-ai întreprins tu. Chiar când vrei să Scriu o carte sau să scriu un articol. De la început ai o îndoială, că nu știu dacă merge. Ești în. Nu știu dacă poți, poți să, să le faci. Să și la să exact. Sigur că da. Știm... E o formă de... clară de... de autodefinire prin exigență. Da. Pentru că, vedeți, și la cei care au scris literatură, am văzut prin filme și, știți, coșul de hârtie plin, scria o pagină, nu-i convenea. Deci, mereu aveam îndoială că nu e bun, deși poate că era bun și ce aruncat la un om foarte de valoare. Deci apare îndoiala la... De, destul de mic. așa, cu privire la, dacă vreți, și la activitatea școlară a copilului. Să duce la școală și vine cu o... cum să zic, îndoi de faptul că dacă profesorul e supărat, că știți că să uita... Noi când eram la general așa, la țară, acolo, ne uitam pe geam cum apărea profesorul nostru de matematică. O fi supărat o fi o vorbi cu ceilalți. Deci și eram îndoiți că nu știam cum se va desfășura ora respectivă. Așa, iar un exemplu popular, zic, din experiența mea. Îndoiala este, poate că n-ar trebui să ne îndoim când credem în Dumnezeu, că altceva mai presus nu există categoric. Dar îndoiala cu privire la comportamentul unuia care vine și te evaluează pe tine matur. Iar ai o îndoială. Îndoiala față de adevărurile cărții. Îndoiala față de adevăr. Da, sigur, foarte bine, s e mai uh, ce intelectual, ar spus așa. Pe păi asta s-ar dezvolta ceea ce avem mai de preț. Și de dacă neține. apare suspiciunea, domnule profesor? Suspiciunea apare și apare și în viața cotidiană, nu? Când suspectez pe cineva de necinste, neseriozitate, fără de cuvânt, apare uh, această. Uh, Nevoie de uh, îndoială, de suspiciune atunci când nu e sigur pe tine. Citești o carte mai tare, mai puternică. mai suspectare? Te Se da, poate și, ajunge? Păi dacă nu ești, frate, băi, nu prea sunt în stare să înțeleg aceste lucruri. Poți să fie echidistant față de tine. Păi, dar așa ar trebui să fie atunci, în momentele astea. Așa te formezi, încă o dată, repet. Bagajul ăsta care se l formezi de-a lungul vieții devine din această, din mirare, din întrebare, din uh, îndoială, din uh, suspiciune. Suspiciune. Mă rog, sunt și alte lucruri care apar din uh, greșeală, din eroare. Apropo sunt... de greșeală, lui insista asupra reabilitării dreptului de a greși, că punerea la zid. Uh, a elevului atunci când greșește este o eroare. Iar în matematică spune că a greșit e creativ. Cum o fi asta? A greșit e omenește. Da. Dar e creativ, așa e spune creativ. Scrie Bun, păi este creativ, așa de este. De ce? Dintre păi cele, dar nu ți din se domnul profesor. Da. Păi și, ce este. și ce faci? Păi ce, ce să faci? Încerci Cât de creativ oară? poți să fii a doua oară dacă nu ți-a greșit? Știm foarte bine că limitele Sigur. Uh, ca elev sunt... Uh, Extrem de măsurabile, foarte bine măsurabile, că nu-ți mai vine să te mai apuci a doua oară. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu cred că există mare profesor de matematică. Care în rezolvarea, în pregătirea lui, de student, de elev, a problemelor, care lucrează la Gazeta Matematică, care lucrează din culegerii mai sofisticate, nu greșește într-o idee. Să știți că din. Revin la haos, teoria haosului, al lui care este tocmai datorită unei greșeli din mecanica pe care o studia el. Da. da. Domnul Academician insistă prin acele paradigme universale. Pentru. Uh... Ca educația să se sprijine pe această permanentă confruntare între uh, haos și ordine, între uh, macrocosmos, microcosmos, între științe și arte, altfel înțelegerea lumii, în adevărurile ei, în esența ei, nu se poate realiza. Sigur, și să revin la greșeala care zicem noi că cine sau a greșit omenește sau, mă rog, E, sau să nu greșești prea mult, că atunci e atât. Tot din învățăturile de la Dumnealui am văzut eu așa teoretic, dar, mă rog, cred că orice profesor care înțelege copilul trebuie să-i permită să facă după mintea lui întâi, să încerce să rezolve problema. Și greșește. Asta nu înseamnă că dacă el a greșit, atunci l și sancționat, că atunci l-ai terminat. Deci din greșeală și îl duci și încet, încet să vadă unde a greșit. Și să știți că în greșeala asta eu aș mai numi eu nu numai greșeală. Din experiență văd că elevul vine la tablă și spune, nu știu să o fac. Deci fără să greșească, că nici n-a încercat. Ce... Dar atunci dacă îl duci... Ce, ce stare are elevul acela? Păi unul e într-adevăr... Nu s-a mirat? nu da. N-a <laughs> da. avut nicio suspiciune, nicio așa. incertitudine? Sigur, este clar că domnul da. academician trece prin toate aceste pentru o da, logică da. perfectă a atitudinii da. și a comportamentului. Da. Dar el eleverii. poate să spună și că nu poate să o facă chiar dacă a încercat să o facă. Deci nu spune că a greșit să o facă. N-am reușit să o fac problema. Și am văzut foarte mult selevi, să Asta știți. Asta capitulare. Da. Da, sigur, și el capitulează dacă nu are, măcar pe cel care vede în fața lui la ora respectivă, să-l încurajeze. Și atunci, nevoia de prospețimea de care vorbește domnia sa e necesară? Cum poți să privești proaspăt matematica? Ca să veni la matematică, maestru academicianul Solomon Marcus zicea ca să... Ca și, ca, să zic cum să mă exprim mai corect, creierul să învețe sau de la natură, să, mintea noastră se învețe de la natură, care se împrospătează, este mai viguroasă, mai frumoasă, mai plăcută celor care o privește și o înțeleg. Facem un exercițiu de imaginație. Când erați elev și aveați de, fă, de lucrat o problemă, deschidați geamul și inhalați aer de primăvară sau uh, vă uitați uh, asidul la... Problema respectivă și vă gândeați la nota care uh, urmează. <coughs> la sincer. matematică, la, sincer, la matematică nu m-am gândit niciodată la notă, sau poate când eram mai mic și nu-mi aduc eu aminte. Multă matematică pe care am făcut-o eu și care mi-a adus succesul de la admitere și pe parcursul vieții, am făcut-o direct în natură. Pășteam vacile și student. Și nu mi lipsea carte de matematică Sunt și carte de. Incredibil, dacă vă duceți la clasă și spuneți. Asta. Le povestesc. Și din povestea asta ce înțeleg? Deci le povestesc și le povestesc tot așa de simplu cum vă spun și dumneavoastră. Nu compun acum literatură. Că nu pot. Trăit literatură. Am trei lucruri astea și le spun. Ei nu cunosc natura. Cum să se împrospătească Da, e nevoia de contemplare se de care da. vorbesc. Deci dacă ei, la ei la nu noi. cunosc, nu trăiesc. Cei mai frumos? am văzut pe internet o poză cu o casă țărânească așa între 3-4 corcoduși înfloriți așa cu o casă, exact cum era la noi la țară când eram și o copil. Deci nu poate fi mai frumos și liniștea care te înconjoară, să te întreabă către creația aia minusculă, măruntă, a copilului, dar te îndeamnă sau ne îndemna. Asta nu le lipsește și asta e legată de ce vă spuneam și mai înainte, că dacă nu citești și nu ești cu cartea după tine, în orice moment așa, mai ales când vezi bine, când auzi bine, când ai și timp suficient, atunci n-ai făcut nimic. Noi suntem niște mici și roboței și copiii și cei care, mă rog, îi supraveghează și, mă rog, asta o fi situația, că dacă o fi venit pe Marte, sub forma asta am venit. Nevoia de joc. Jocul este metoda matematică. Ca să vă spun clar, este în toate Jocul cursurile. Jocul are reguli să fie clar. Da, deci jocul matematică, metodă de rezolvare a problemelor. E matematică. Și te joci cu copilul, aceea învață cel mai bine, cel cu puțin copii mai mici, sub forma de joc. Deci el nu învață să numere sau să învețe tabla mulțirii cum a mai învățat-o și de că parcă atunci nu se punea mare accent pe această metodă, care acum este dezbătută, e subiect de examen la definitiva, la grade, la concursuri, jocul didactic, chiar așa aș fi sau jocul matematic. Și atunci el, e greu, dacă mă gândesc cum învățam noi tabla moxinitorul, turu turu acolo de 70 de ori, așa, el o poate învăța și învață foarte multe sub forma jocului. Să joacă la grădiniță, au lecții integrate, lecțiile acelea în care nu numai matematică face, nici nu-și dă seama că face matematică. Am fost și coordonator de lucrări, i am asistat. Deci îi vedeam cum îi duc către rezolvarea de problemă, jucându-se. Răspundea frumos... Țin de mână acolo. Domnul academician de mână. taxează fără niciun fel de menajament. Această atitudine autorilor de manuale de a identifica sarcinile de lucru date elevilor sub formă unor imperative. Rezolvă, transcrie și le reproșează incapacitatea de a găsi o formă de mirare, de întrebare, de interogație, astfel încât să-l pui pe elev să gândească. Matematica ar avea parte de succes, de dragoste, de rezolvare, dacă într-adevăr sistemul acesta al sarcinilor de lucru ar fi altfel? Să încep cu, să zic, exemplu sau contraexemplu, ca în matematică. Eu am o, așa, o părere care mi-a mi mai exprimat și câteodată și public, poate se mai supără colegii mei, învățători mai ales, dar o să le treacă că eu sunt mai bătrân și n-au cum să se mai supere pe mine. Doamna profesoară, elevii noștri la liceu vin în clasa nouă pe din afară de matematică aproape. Și să vă spun de ce. Ce înseamnă pe din afară? Sunt ca și când n-ar fi auzit vreodată de, ce, de multe A. lucruri. Eu vă spun și cu durere, mare durere. Că și doar să sunteți filolog, dar știți teorema lui Pitagora. Dar și dumneavoastră sunteți filolog și știți că perimetrul înseamnă suma lungimilor laturilor grădinii nu știu, dumneavoastră. Știu nu știu elementare. De ce? Sunt tascări, învățători foarte buni de alminteri. Dar din dorința aceasta, și asta ar fi o altă emisiune pe care să o face, să scoți, să, să eliberezi dascălul profesorul de hârtie, În că... din dorința aceasta de a diplome, de concursuri, peste concursuri, ești bun, ești bun la matematică, toată clasa merge la concurs. concurs. presiunea pe Sigur informație. Că da. Și atunci îi, îi pun în situația pe copii de a, munci, de a rezolva, de a încerca și pe ei, și pe părinți, și pe alții, poate și meditatorii, să lucreze la foc continuu, adică, domnule, fără niciun fel de noimă, fără niciun fel de rațiune. Copiii aia lucrează, le face un plan de problemă și lucrează încă. dăm dreptate din nou domnul academician care spune Sigur. că există decalaje uriașe, uh, hiatusuri enorm de mari între abstractizare uh, și, uh, pragul și da, practic da, aplicativ exact. al, al noțiunilor? Sigur că da, este pentru că, așa cum spuneam, la bacalaureat, la simulare de care nu aveam nevoie că e făcută cum e făcută și interpretată iar în toate modurile, dar asta este, sunt trei tipuri de subiecte la matematică. Unul este clasa 9 -a și a 10 -a. Doamna profesoară, am lucrat cu generații dinainte de bacalaureat când au apărut această structură de subiecte în care primul subiect era uh, punctul de sprijin pentru bacalaureat. E, toți elevii sau foarte mulți dintre elevii și ai mei evită un astfel de subiect legat de practica din casa 90, zice că acolo îți mai practice problemele, sunt mai simple, mai... nu le mai știu. Una din, din cauze, și o, o taxez oricând, este cea care vă spuneam dinainte. Copilul obosește, copilul uh, nu-i mai place matematica, că nu pentru matematică, ca și în orice alt domeniu, trebuie să ai tu scripirea ta un puțin, din la natură, că Așa spunea și Maestru. Să-l luăm de la natură. Ea se împrospătează, ea ne împrospătează. Dacă nu are așa ceva pentru matematică. Da, dacă -ai de ce, să, de, de de ce să oblig eu 30 de copilaj de a să-i chinuiesc? Aia e un chin. Vin profesoarele, mamele copilor, cu colegile mele, mamele copilor, să le rezolvăm problemele noi de matematică, de la clasa a doua, a treia, a patra. Și atunci, P pentru că nu mai avem timp, din păcate, nevoia aceasta omenescului. A reașezării unei ordini umane în educație este necesară. Acum, pe final de. Emisiune. Da, este foarte necesară. Omenia și omenescul, sunt, uman, să fii uman, sunt trăsăturii care, să zicem, deosebesc pe noi, vietatea asta, în două picioare, bipedă. Extrem de complexă Extrem da. dar ne deosebesc tocmai de ceea ce n-ar trebui să se întâmple în societate. Și faptul că nu suntem umani, nu suntem sensibili la cei bun, nu înțelegem a fi om unul cu altul, că acum este ca naiba, știți, scuzați-mi da, expresia, e ceva de groază. Lucrurile care se întâmplă urâte, rele, dureroase, amarnic de dureroase, sunt pentru că umanitatea, umanismul a dispărut. Și închei și cu asta nu mai zic nimica, Eram student la matematică, am iubit extrem de mult studentele de la filologie. <laughs> Mi-au dat da. o sarcină și mie pe ASC ora să răspund de filologie, și muam de rușine că mă duc. Domnul academician Solomon Marcus a fost căsătorit cu uh, o filologă de seamă uh, a Universității, un, un excelent lingvist uh, al Universității din București. Iată, și aici, în această zonă, să spunem, socială, domnul Academician a demonstrat exact ceea ce a spus la început: că sufletul dumnealui, mintea dumnealui a fost mereu, să spunem, dispusă spre două provocări: una umanistă deci și cealaltă une... realistă da, a, științelor a științelor exacte, exact că... a matematicii. Îl prețuim și. Nu va fi singura emisiune pe care da, eu o Da, să o faceți în continuare, vă doresc succes, pentru mulțumim. că merită și merită să știe copiii, dacă am avea timpul ăsta s -s cu să programele discutăm. schimbate, da. cu alte Sunt foarte, programe. Oricum vom mai întâlni. Așa lucruri ar trebui să le discutăm și cu uh, Din uh, biblioteca uh, emisiunii uh, Vocile Serii la Tele3, am ales o carte. Teorema vie. Cred că o să vă placă pentru un matematician da. cu drag un dar din partea da, noastră. Vă mulțumesc foarte mult. O vă mulțumim și, și noi că ați acceptat Dacă vreți să mai facem o discuție la o emisiune cu mare drag. Cu mare drag. Cu vom discuta. Vă mulțumim da. foarte și mult vă tras, mulțumesc. spectatori cu gândul spre nevoile educației și spre nevoile umane din fiecare, din fiecare din noi. Vă urez o seară plăcută. Pe săptămâna viitoare la Refătare.